Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să montezi un trepied. Dacă ești creator de conținut, știi exact ce este un trepied și la ce îți folosește. Dar vreau să spun că acest trepied nu sunt doar pentru creatorii de conținut. Acest trepied te ajută în momentul în care, de exemplu, faci un live pe YouTube, pe TikTok sau pur și simplu vorbești cu prietenii tăi. Astăzi o să-ți arăt cum se montează un trepied, mai exact cu ring light. Despre ce este vorba? Ce este acel ring light? Este de forma unui inel care poate fi conectat la USB-C sau pur și simplu la priză în care să-ți ofere lumină ca să ai o calitate mult mai bună în momentul în care tu îți faci videourile sau pur și simplu te poate ajuta și în alte situații mai puțin favorabile acel ring light, da? Să trecem la treabă și să vă arăt cum se montează acest trepied. Acest trepied are undeva la 2 metri, da? În momentul în care el este montat. În momentul de față nu este montat și îl avem de această dimensiune. În momentul în care noi vrem să montăm acest trepied, în primul și în primul rând o să vedeți dumneavoastră că avem niște cheițe, da? O să încercăm să dăm drumul, să deschidem prin rotație aceste cheițe, da? Ușor, nu foarte tare, da? Iar apoi vom deschide trepiedul, da? Cum bine vedeți și dumneavoastră, se deschide ușor, da? În funcție de dorințele în care vrea să stea trepiedul, îl fixați cum vreți dumneavoastră. În momentul în care, de exemplu, vă doriți să stea în această poziție, da? O să trebuiască să închideți prin rotire această cheiță. Nu foarte tare, să nu strângeți, pentru că aceste trepieduri sunt foarte, foarte sensibile și se pot strica foarte, foarte ușor, da? Bun, hai să vedem cum o să îl lungim, pentru că este de dimensiune foarte, foarte micuță în momentul de față, abia îl vedem. În momentul în care, de exemplu, noi vrem să îl facem un piculeț mai mare, o să mergem la celelalte trepte ale trepiedului și vom deschide la fel aceste cheițe, da? Încet, iar apoi vom urca. Da? Este ușor, simplu. Da? Dacă, de exemplu, este dimensiunea pe care tu ți-o dorești, poți să-l lași în această poziție. Dacă nu, mai încă o treaptă, pentru că acesta este un trepied de 2 metri și îl vei urca mai sus, da? Dar eu, în momentul de față, eu nu vreau să-l urc foarte sus, pentru că vreau să-l țin la un nivel în care să vă arăt și dumneavoastră cum se montează acest trepied, da? Bun, în momentul de față, trepiedul nostru îl vom desfilita. Avem, în momentul în care îți vine acest trepied, vei avea un acest dop, îl desfilitez ușor și după vom monta și celelalte lucruri, pentru că vom mai avea ring light-ul, vom avea un mini trepied, vom mai avea un anumit suport, o să vedeți imediat. Următoarea țintă este să punem acest suport, o să vedeți la ce este bun, da? În minutele ce urmează, da? Avem aici această gaură în care se pune acest mini trepied și se înfilitează. Înfilităm acest trepied, da? Da. În momentul de față este înfilitat, da? Iar după, pasul următor este ring light. O să vă arăt exact pentru cei care nu știu ce este un ring light. Da? Acesta este un ring light. Iar acest ring light, în momentul în care vrei să-l pui, este tot prin înfilitare. Doar că fii foarte atent în momentul în care tu vrei să înfilitezi acest ring light, ca această rotiță să fie dată mai în jos, ca să-ți vină fix, da? Mare atenție în momentul în care tu vrei să pui acest ring light, ca să nu se agațe de cablul nostru. Acum vom introduce acest ring light în trepiedul nostru, da? Și vom înfilita. Cum vom înfilita? Prin rotirea trepiedului nostru, da? Da?
Da? În momentul de față vedeți și dumneavoastră, o să dau un piculeț mai în jos să vedeți. În momentul de față trepiedul nostru este montat, dar nu este încă gata. Trepiedul cu ring light, pentru că mai vine următorul, este un mini trepied, în care o să-ți arăt acum cum se montează acest mini trepied. Da? Acest mini trepied, cum bine vedeți și dumneavoastră, are această unealtă plus acest suport pentru telefon. Da? O să vă întrebați exact cum vine băgat, pentru că în momentul în care tu te chinui să pui, nu va intra în acest fel. Deci în momentul în care tu vrei să montezi acest mini trepied, se desfilitează din această parte, da? Desfilităm în această parte, iar apoi acest suport îl băgăm în interiorul mini trepiedului, da? Da? Ia uitați, la fix. Iar după, încercați să introduceți în acest fel și să rotiți acest mini trepied, da? Iar în momentul de față, după ce am montat mini trepiedul, o să trebuiască să-l montăm pe trepiedul mare, alături de ring light. În momentul în care noi vrem să facem acest lucru, dumneavoastră aveți aici o gaură în care puteți să vă montați mini trepiedul. La fel, prin răsucire, da? Îl învârtem, pur și simplu. Da? În momentul de față, trepiedul nostru este gata. Hai să vedem cum vine fixat telefonul nostru, da? Acesta este un telefon și o să încercăm să-l punem pe trepiedul nostru. În funcție de dorințele tale, dacă vrei să te filmezi 9x16, îl vei pune pe această poziție. Dacă tu vrei să te filmezi 16x9, îl vei pune în această poziție. Hai să vedem cum vine montat. Da? Vine în acest fel montat, da? În momentul în care dumneavoastră vreți să puneți telefonul, da? În momentul de față, trepiedul nostru este montat. Dar să nu faceți o greșeală, în momentul în care dumneavoastră vreți să montați trepiedul, să nu-l puneți niciodată pe butoanele de volum sau butonul de închis-deschis. De ce spun acest lucru? Pentru că se poate strica. Am pățit acest lucru și vă spun din propria experiență. Mare atenție în momentul în care puneți telefonul pe trepied, asigurați-vă dumneavoastră că nu sunt acele butoane de sunet sau butonul de închidere-deschidere, da? În momentul de față se poate filma în calitate 9x16, dacă vreți 16x9, doar rotiți acest telefon și va fi 16x9. În funcție de cum este strâns, o să trebuiască la uneori să te orientezi și să-l manevrezi din spatele lui, da? Hai să vă și arăt cum funcționează acest trepied. Acest trepied se poate conecta la mufă USB-C sau îl puteți conecta pur și simplu la încărcătorul de telefon, da? Pentru a se putea aprinde acest ring light. Doar o secundă. Cum bine se vede, acest trepied îl puteți conecta la această priză, da? Sau puteți să-l conectați la o baterie externă USB-C. Eu o să-l conectez la o baterie externă să vedem cum merge și dacă se aprinde acest trepied, da? Cum bine se vede, în momentul de față am o baterie externă în care voi conecta acest trepied să vedem dacă se aprinde, da? Ia să vedem. Și în momentul în care tu vrei să aprinzi, ai această telecomandă, da? În care vei apăsa, iar în momentul de față trepiedul nostru, cum bine vedeți, s-a aprins, aveți și anumite culori, în funcție de dorințele dumneavoastră puteți să puneți culori reci sau calde, în funcție de cum vă place, ca să zic așa, da? Da, cum bine vedeți și dumneavoastră, cam așa arată trepiedul nostru montat, ca să zic așa. Cam atât a fost și cu acest clip, cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple, nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!